Castelul Corvinilor, cel mai cunoscut obiectiv turistic din municipiul de pe malurile Cernei și nu numai, rămâne în continuare principalul punct de atracție pentru turiști, unul dintre principalele obiective de investiții pentru administrația publică locală, dar și unul dintre contribuabilii importanți la bugetul local. Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, castelul fiind în administrarea municipalității, spune că se vor aloca în continuare fonduri importante pentru monumentul medieval, întrucât acesta produce venituri mai mari la bugetul local decât toate taxele și impozitele încasate de la persoanele fizice din oraș. Niciun efort financiar nu este prea mare până la urmă pentru a promova castelul. Sunt discuții de ce faceți evenimente atât de des din anumite părți, de ce chemați nu știu pe cine, dar altfel nu poți să te promovezi dacă nu crezi și dacă nu investești. Investiția financiară în această promovare se scoate însutit de către Primăria Hunedoara. Am afirmat în repetate rânduri, castelul reușește prin tot ce creează aici, de la spații comerciale până la vizitatori și știu eu, turnarea unor filme, case celebre de filme la Hunedoara, să depășească bugetul încasat din taxele și impozitele persoanelor fizice din tot municipiul Hunedoara. Lucrul acesta nu se poate face decât printr-o promovare și printr-o atenție sporită la toate evenimentele și la tot ceea ce înseamnă întreținerea și administrarea castelului. Acest lucru este întărit și de numărul crescut al vizitatorilor la castel, inclusiv în perioada pandemică, numărul acestora fiind anul trecut de circa 300.000. Primarul Hunedoarei speră că odată cu intrarea în normalitate, numărul vizitatorilor să se apropie de recordul din anul 2019, care a fost de peste 500.000. Înainte de pandemie ne puteam lăuda că am atins cifra de 500.000 de turiști. Pandemia ne-a oprit într-adevăr și pe noi undeva la 300.000, dar încet, încet intrăm în normalitate. Sperăm să înceteze și nenorocitul acesta de război din spațiul ex-sovietic și o să vedeți că turiștii vor fi din ce în ce mai mult la castel. În prezent, la castel se efectuează mai multe lucrări de reabilitare, dar accesul publicului se face fără probleme și în condiții de siguranță, doar în zonele în care nu se lucrează.